Pacea Domnului, multă binecuvântare și mă bucur că am ocazia aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Cu pastorul dumneavoastră mă cunosc de mulți ani, de fapt am cântat împreună într-un grup, Adverum, și acum câteva săptămâni, vreo două, trei săptămâni în urmă, vorbeam la telefon și el mi-a făcut invitația să vin și cum fix săptămâna asta în Spania noi avem vacanță o săptămână, am zis, hai să vin un pic să ne vedem. Mă gândeam acum dimineață la cuvântul pentru meditația de la ora rugăciune, așa că vă invit să deschidem Bibliile în capitolul 12 din Numeri, unde avem o istorie care prezintă o problemă care s-ar putea să fie și problema noastră. Și vreau să o prezint în dimineața aceasta, pentru că dacă ne rugăm, trebuie să ne rugăm pentru problemele reale cu care ne luptăm. Numeri 12. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene care o luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Marie, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Și ei s-au dus câtești trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron, pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi vor veni într-un vis. Nu tot așa însă este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a îndepărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne e pe jumătate putră de când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă de 7 zile afară din tabără și după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până când n-a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran. Asta e istoria. Observați, începe, cum încep de multe ori conflictele dintre noi, acasă. Știți că noi avem conflicte și la biserică, dar dacă le analizăm, o să vedeți că ele nu încep. Rare ori se întâmplă să înceapă la biserică, ele încep acasă. Și încep, observați ce ciudat, nu? O ceartă, am putea zice, între cumnate, că nu i-a plăcut lui Maria și lui Aaron pe cine a luat de nevastă Moise. Da? Or fi început comentariile, știți că Biblia zice era etiopiancă și știți ce culoare aveau etiopienii în Biblie, da? Poate că era mai negricioasă, știți cum zice Tsunamita, m-a privit soarele și ia uite și pe ăsta, a luat țiganca asta, știți, comentarii din astea cum facem noi câteodată, pe urât asta, pe găsim noi și dacă lui îi place... Cine suntem noi să ne băgăm în viața? Nu vi se întâmplă și nu se întâmplă uneori în familie noastră? Să începem să vorbim, să spunem și observați că de la un comentariu personal despre cu cine s-a însurat sau măritat cineva, să ajunge dintr-o dată la discuții despre cine conduce poporul Domnului, cum îl conduce, dacă îl conduce bine sau nu. Și observați, dacă Domnul ar fi lăsat să continue discuția, știți unde s-ar fi ajuns? Da, la răscoală sau la veninul ăsta care uneori ne nenorocește viața de familie, nu? Că dacă ar fi auzit soția lui Moise ce ziceau ei despre ea, știți cum se întâmplă de multe ori, nu? Sau Moise, cum credeți că ar fi picat lui Moise să... Și observați, aici vine primul comentariu al Bibliei, ar fi putut să reacționeze Moise, nu? Că adevărul este când se ia cineva de soția ta, când face cineva un comentariu despre copilul tău, când face cineva un comentariu despre mama, că facem uneori, deși n-ar trebui. Ce facem?
Știți care e reacția? Ne prindem. Eu țin minte, mama educatoare, știți, noi ne mai băteam cu verii, cu... Mama avea o întrebare, eu știu că mătușele mele sau tata, unchii mei, și tata uneori ne întreba, cine a început? Știți? Nu punem noi întrebarea asta de multe ori când se bate copii. Cine a început? E, mama nu punea întrebarea asta. Știți ce întrebare ne punea nouă mama? Cine a continuat? Că, că dacă începe unul, dar ălălalt nu face nimic, ce se întâmplă cu cearta? Ce se întâmplă cu bătaia? Nu există, se oprește. Se oprește, nu? Și mama mereu și eu știam că întrebarea asta e o întrebare specială. Dar nu cine a început? Cine a continuat? Și observați, zice aici, și Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. O, dar am avea noi, știți că e un rod al Duhului Sfânt, blândețea. Da? Și știți că Domnul Hristos a zis, ferice de cei blânzi. Nu de cei răzbunători. Că Biblia ne învață răzbunarea a cui e? A Domnului. Dar știți, ca să crezi că răzbunarea e a Domnului, trebuie să ai o altă virtute care e foarte importantă și care cred că uneori ne lipsește, răbdarea. Nu? Adică ți-a zis ceva, s-a luat de tine, te-a atacat și în loc să rabzi. Și uitați-vă cum e. Domnul uneori alege să intervină imediat, alteori lasă să treacă anii. Știți că zice Apostolul Petru că nu întârzie cum cred unii, ci ce are Dumnezeu? O îndelungă răbdare, așa că dacă punem răzbunarea în mâna Domnului, să știți că El ne va răzbuna și ne va apăra mai bine decât oricine. În cazul lui Moise era nevoie de o intervenție imediată și observați ce le zice Domnul, mergeți la templu. Păi cum să mergi la templu după ce... Mergeți la templu. În Psalmul 27 zicea David, nu? Și aș vrea să locuiesc și în Psalmul 23, nu? Toate zilele vieții mele în casa Domnului. Și știți că în Psalmul 27 zice de ce? Ca să văd frumusețea Domnului. Știți, când te duceai la templu, vedeai acolo, zice psalmistul, că la tronul lui, și acolo era chivotul Domnului, nu? Mila și dreptatea se sărută. Ce frumos, nu? Mila și dreptate. Nu știu dacă ați văzut detaliile, zice că au vorbit unul către altul, dar textul zice și Domnul a auzit-o, nu zice ea a auzit. Contează cine începe, nu? La Domnul contează. El știe că uneori cineva poate fi tras într-un conflict, să ajungi fără să vrei, dar uneori cineva e capul răutăților. Nu? Și în cazul ăsta, asta e senzația mea, pentru că ați văzut că s-a apropiat Domnul și i-a mustrat. Și vreau să spun că e bine când ne mustră Domnul, pentru că zice Biblia că pe cel pe care îl iubește, îl mustră Domnul. Dar întrebarea e, ne place mustrarea? Nu ne place. Nu ne place. Cui îi place să fie corectat? Cui îi place să ți se zică sau să îi se zică? N-ai făcut bine, fă așa. Și observați, Domnul îi întreabă, cum de ați avut voi curajul să puneți la îndoială ceea ce eu hotărâsem? Pentru că Moise nu e că a făcut o școală de profeți, nu e că... Cine l-a lăsese pe Moise să fie conducătorul poporului lui Dumnezeu? Domnul, nu? Și observați, aici e pericolul despre care vreau să vorbesc în dimineața asta, că e posibil ca Satana să facă ca o ceartă personală, o problemă de acasă, o problemă care pare că n-are nimic de a face cu biserica, să devină problema bisericii. Să devină o problemă teologică. Să începem să ne îndoim de poporul Domnului, de conducerea, faptul că Dumnezeu e cu noi. Și știți, când lăsăm ca gândurile astea să ne roadă, ele distrug în timp. Și Domnul de aia a intervenit și a zis, cum? Cum? Că Moise nu e ca ceilalți. Și treaba Domnului pe cine alege, nu? Să pună el să conducă. Cum de nu v-ați temut să vorbiți? Că de fapt vorbeam împotriva Domnului, indirect. Ce facem când ne mustră cineva? Și știți că aici e marea diferență
Între cineva care acceptă mustrarea și care nu acceptă. Adică între nebuni și înțelepți. Ca așa zice în cartea Proverbelor, nu? Mustră pe cel înțelept și ce va face? Și va fi mai înțelept. Mustră pe cel nebun, zice tot în cartea Proverbelor, că să cerți pe un nebun e ca și cum ai lua un câine de urechi. Da? Câinii erau animale periculoase în vremea aia când scrie el. Adică, dar ei nu aveau aici de-a face cu un om, ci aveau de-a face cu Domnul. Cum de nu v-ați temut? Eu cred că ceva s-a întâmplat în inima lor. Observați că Domnul a plecat, că Domnul are o îndelungă răbdare, că dacă ar face El după cum gândim noi și dacă ne-ar răsplăti în clipa în care facem rău, știți ce ar fi trebuit să se întâmple? Sau ce ar trebui să se întâmple? N-am scăpat unul viu. Însă Dumnezeu, știți că atunci când i s-a arătat lui Moise și Moise chiar a văzut n-a văzut fața lui direct, că i-a zis nu se poate vedea fața lui Dumnezeu, dar l-a văzut pe dinapoi, vă aduceți aminte ce a strigat Domnul când i s-a descoperit lui? Domnul este un Dumnezeu, cum a zis? Plin de îndurare. Dar care în același timp nu se joacă cu păcatul. Și observați aici că Domnul a plecat și n-au rămas amândoi plini de lepră. Nu? Ceea ce eu cred că în mintea lor au fost lucruri diferite. Poate că lui Aron i-a părut rău. Și se vede că i-a părut rău, că a zis ce a zis. Dar ei... Nu e femeia, că stați liniștit, că a mai dat Domnul lepre și peste bărbați. N-are de-a face cu genul. Are de-a face cu inima. Are de-a face cu inima. Țineți minte predica lui Ștefan? Oameni tari de cerbice, încăpățânați, netăiați împrejur, până când o să vă împotriviți Duhului Sfânt? Și știți cum vorbește Duhul Sfânt, da? Cum a fost atunci cu Ilie când a ieșit la poarta peșterii, la ușa peșterii, și a auzit, țineți minte, nu? Un susur blând. Duhul Sfânt care ne spune fiecăruia ce trebuie. Judecata Lui, plină de milă, și chemarea Lui ca să părăsim rău. Vă întreb dacă astăzi am auzit sau auzim glasul Domnului. Ce e în inima noastră? Nu știu ce a fost în inima Mariei, dar când Domnul a plecat, și ar fi o tragedie, fraților, ca să venim la templu, să ne vorbească Domnul și după ce se termină, să plecăm leproși. Să plecăm leproși. A intervenit Aron și a zis, Doamne, să nu rămână ca un copil. Știți ce era lepra pe vremea aia? Condamnare totală, nu exista leac și trebuia să stai afară, să strigi necurat, necurat, știți cum era. Da? Și Moise s-a rugat și el, a zis, bine a făcut Domnul că a zis atâta despre nevastă, mai nu. Pentru că era un om mai blând. Ne rugăm noi pentru dușmanii noștri? Sau nu aveți dușmani? Sau nu aveți persoane care v-au zis ceva și ne rugăm pentru ei? Așa, eu cred că a fost sinceră rugăciunea lui Moise, că Moise ce a zis? Doamne, iartă-o, curăț-o. Și Domnul, mila lui, ce bun e Domnul nostru, nu? În mila lui ce a făcut? I-a luat lepra. A zburat timpul repede, trebuie să închei, că trebuie să ne și rugăm. Mai e aici un detaliu care mă face să mă gândesc și la alte lucruri. A zis ce a zis Domnul, dacă o scuipa tatăl ei în față, cât trebuia să stea, să poarte rușinea 7 zile. Și Maria trebuie să stea 7 zile cu rușinea asupra ei și tot poporul a stat împreună cu ea. Știți, când am citit asta, m-am gândit... Au ajuns cu 7 zile mai târziu în Canaan, nu? Că a trebuit să o aștepte și pe ea, n-au plecat.
Și mă gândeam când citeam așa textul, dacă pentru fiecare izbucnire rea a inimii noastre ar trebui să mai stăm încă 7 zile pe pământ, să mai întârzie poporul Domnului încă 7 zile, vă întreb eu, câte zile o să mai întârziem? Nu? V-ați gândit vreodată? Că știți, Domnul a promis că vine curând și au trecut 2000 de ani. De ce nu a venit? De ce n-a venit? Știți că e acolo cineva care zice, mai lasă-l și anul ăsta. Și să știți că într-o zi se va termina cu bunătatea Domnului. Însă întrebarea e, nu ne dorim să fim mai repede acasă? Ce ne lipsește ca să ajungem acasă? Știți ce ne lipsește? Să lăsăm la o parte răutatea și să trăim acum, zice apostolul, cum? Ca în veacul viitor. Să ne ajute Domnul. Și eu cred că istoria asta, chiar dacă nu e așa, dacă am rescrie-o astăzi, și să știți că e o istorie care se scrie în ceruri și care se va citi cândva, poate că o să fie numele noastre în istoria scrisă și întrebarea este, de ce parte suntem? Ce rol ne place să jucăm? Suntem Maria? Suntem Aron? Suntem Moise? Să ne ajute Domnul să fim buni, blânzi și smeriți cu inima. Amin. Nu știu dacă sunt și alte motive, dacă vreți, putem să le menționăm. Dacă cineva are un motiv special, poate să ne rugăm pentru cineva. Dacă nu aveți motive pe care vreți să le exprimați, vă propun să ne ridicăm și cu 2-3 persoane dintre noastre să ne rugăm ca Domnul să ne asculte.